Neața, dragilor. Neața. Noi începem o nouă săptămână. Am mai dat un camion fix de la garaj de aici, la Defect Office. Probabil a fost reparat, cine știe. Nici mi-am uitat în acte. Băi, este foarte frig. Începem săptămâna în Anglia cu avertizare, cod galben și portocaliu de frig și nu e soare. Așa că probabil vom vedea niște vloguri destul de interesante săptămâna asta. Momentan doar este frig și începuse să fulgă un pic, dar văd că iese și soarele. Dar de mâine ci că e nasol. Asta e. Ne adaptăm noi. Ce zi a fost ieri? 25, nu? 25-a 2-a. Păi, fraților, dragilor, fraților peloponezi, îmi agăț și eu vagon, îmi fac verificarea camionului. De fapt, nici nu am vagon, că nu am cursă încă, trebuie să mă duc la birou după ce verific camionul. Și ne vedem după aia și povestim câte ceva despre weekend, despre live, despre premii și etc. Așa că, haideți cu mine să înceapă o nouă săptămână de ciuchereală. Băi, începem săptămâna în forță, mergem în Scoția. Mergem la Falkirk, la Asda. Total surprinzător, deja în mare parte din Anglia deja ninge, e foarte urât. Aici e un soare de... îți rupe capul. Știți cum e chestia? Nu pot să vă arăt în față și în spate, că nu am camera pe cap. În față se vede o pâclă de păr, doamne, de nor negru. Și în spate la fel. Iar aici e un cerc, pe zona asta, pur și simplu între norii ăștia mari, e un cerc în care e soare. Incredibil. Deci Anglia asta este incredibilă la vreme. De dimineața am văzut că va ieși, că fulguia. Mergea așa, se vedea că va ieși soarele. Oricum e foarte frig, e un grad de cât. Sper doar să nu rămân prin Scoția, în zăpezit. Pe toate panourile arată mesaje, vreme severă mâine. De fapt, cam de mâine ar începe coldul ăsta, portocaliu și galben. Dar am postat, până să plec din firma, am postat o poză pe un grup de Facebook și deja un băiat din sudul Angliei, zona Londrei, deja mi-a trimis poză că drumul era deja acoperit cu zăpadă, se circula foarte greu. Așa că mergem în Scoția, oricum trebuie să ne așteptăm la orice. Sper doar să nu rămân cumva pe afară. Bine, am ce-mi trebuie. Merge și sirocoul la mașină, nu-i problemă. Să sperăm totuși că nu vom rămâne. Hai pe A66 să ne bucurăm de ceva peisaje mișto. Și după aia prin Scoția pe acolo. Haideți cu mine. Băi, frații mei peloponezi, că pe aici deja a început să ningă, era puțin cam evident. E una dintre zonele cele mai înalte din Anglia. Băi, vreau să vă zic că tocmai m-au anunțat cei de la Letrico că shop-ul meu la ei pe site este sus, este online, se poate comanda tricou, cană și șapcă momentan. Probabil în momentul în care vedeți video-ul ăsta deja ați văzut și site-ul, pentru că, na, eu sunt cu o zi în urmă și deja l-am postat pe pagina Tracker, băi, și pe pagina personală. Cred eu că prețurile sunt de bun simț. Vă repet, nu câștig absolut nimic din prețul respectiv, deci nimic, nici măcar comision, nici absolut nimic. Aia sunt banii pe care probabil îi percepe site-ul, ăia îi dați. Cine vrea să cumpere, bine, cine nu aștept hatereala să zică că mă voi îmbogăți sau că sunt prea scumpe sau nu știu ce. Alea sunt tricourile, alea sunt prețurile, ai cana, ai șapca. Momentan sunt decât produsele astea, pe parcurs vor mai urma și altele. Le luăm treptat, să nu ne aglomerăm cu toate odată. Uite un băiat de Sibiu. Așa.
Ce mai vreau să vă zic? Mai vreau să vă zic ceva. Site-ul se ocupă de tot, de transport, de astea, deci dacă aveți probleme, nu cu mine trebuie să luați legătura, ci cu cei de la Le Tricot. Sper să nu există astfel de probleme. Am vorbit cu ei, au și un feedback destul de bun. Deci nu mă aștept să fie probleme. Am ascultat toate ideile voastre, tricouri, hanorace, căciuli, etc, cu mesaje, cu nu știu ce. Vă promit că or să fie, dar momentan începem decât cu astea. Treptat o să apară și altele în colecția asta și poate, cine știe, chiar mai mult de atât. O să vedem pe parcurs. Altceva ce să vă zic? Să le purtați cu plăcere și aștept poze de la voi. Dacă o să vă comandați și dacă o să le purtați, chiar aștept poze de la voi. O să le pun pe pagina Tracker Boy, o să le pun și în vloguri. Aștept și poze mai artistice. Chiar știți foarte bine că sunt fan a acestor poze. Aștept niște poze mișto, idei mișto de la voi. Ce să vă zic? Spor la cumpărături. O să cumpăr și eu să văd cine mi le trimite aici în Anglia. Și cu siguranță o să mă vedeți pe mine conducând cu ele, purtându-le. Și de ce nu, uite, poate facem o modă, vorba lui Alex Ciocan, vara asta se poartă Tracker Boy. Așa că hai să ne continuăm drumul spre frumoasa Scoție. Băi, vreau să vă mulțumesc pentru prezența, număr pentru mine incredibil în live-ul de duminică. Băi, am încercat să fiu așa cât mai, nu știu, să nu iau în seamă chiar toate întrebările, mai ales că erau întrebări de astea, să le spunem prostești, gen câți care are M3-ul și dacă e pe diesel sau benzină sau chestii de astea, mi se par sub orice critică întrebările astea. Ca să fie clar, M3 nu există diesel, e decât benzină, iar cai are 338. Sunt informații pe care le puteți găsi foarte ușor, mai ales copiii care mă întrebau chestiile astea. Sunt informații care le găsiți foarte ușor și nu trebuie să așteptați un răspuns de la mine. În schimb, au fost și întrebări destul de serioase, am încercat să le răspund așa cum am putut. Cu extragerea ați văzut, nu prea mă pricepeam să caut un link să-l pun acolo, doar că făcusem înainte, tocmai ca să nu mă fac de râs, dar evident m-am făcut de râs, nu-i problemă, băiatul duce. Ați văzut că au fost mulți care nu au respectat ceea ce am spus, regulamentul foarte simplu, share public și, bine, comentariul pe pagina de Tracker Boy am văzut la mulți, pentru că altfel nu puteam să extrag. Dar mulți nu au dat share public. Probabil la următoarele concursuri voi adopta același regulament, așa că să aveți în vedere share-ul să fie public, adică să poată fi văzut de către oricine, fără să vă fiu prieten sau chestii de-astea. Alt lucru pe care vreau să vi-l spun în start acum, din cei 5 câștigători, doar 4 mi-au trimis detaliile. Mai e un băiat, parcă Ștefan Popescu, dacă nu mă înșel, care nu mi-a trimis adresa, așa că dacă vede vlogul ăsta, îl rog să-mi scrie pe privat adresa de livrare. Și aș vrea să vă mai spun ceva. Faptul că încep foarte devreme, nu am posibilitatea să ajung la poștă. În schimb, soția mea se aduce joi la control medical, la control medical, evident. Și se auzi acolo în Borubiu și va trece pe la poștă. Așa că joi, chiar dacă e puțin cam târziu, recunosc, îmi cer scuze, sper că mă înțelegeți. Joi o să pun căciulele la poștă. În poștă îmi dă un timp de 10 zile lucrătoare în care acestea ajung la voi. Am mai trimis un pachet de astea mici de aici în România și au ajuns și în 3 zile și în 4. Deci e posibil să ajungă destul de repede. Vă tare mulțumesc pentru, să spunem, numărul destul de mare care a participat la concurs, nu mă așteptam.
chiar dacă am mulți, să spunem, abonați și mulți urmăritori pe pagina de Facebook, să știți că nu toată lumea e activă, multă lume dă doar like și atât, tot fără să fie interesat de conținut sau eventuale alte următoare postări sau chestii de-astea. Și așa că pentru mine oricum, nu știu, probabil creșterea asta destul de rapidă în ultima perioadă și destul de mare, pe mine puțin m-a cam... Avem aici poliție, mi-a făcut ăla semn. Ăștia fac semn așa, îți dau flash și fac așa, adică... Unlike. Cred că pe limita asta de 50, aici e o vale așa lungă. Și cred că pe limita asta de 50 este. A? Sunt aia cumva de acolo? Posibil, da. E dubă. Danke. E dubă, uitați acolo sus, cu radar. Așa. Și pentru mine vă dați seama că e un impact destul de mare, pentru că știți foarte bine, nu am făcut și nu fac canalul ăsta să caut un anume număr de abonați sau cine știe ce altceva. Așa că, evident, chiar dacă pare surprinzător pentru voi că mă mir, dar chiar mă mir. Și probabil în curând o să ajung la incredibilă sumă, uitați duba de poliție cu radar. O să ajung la incredibilă sumă de o 10.000 de abonați pe YouTube și pentru mine e ceva wow. Deci chiar e ceva wow. Și culmea, am atins numărul ăsta fix probabil acum când o să iau o pauză. Adică probabil când voi sta cele două săptămâni acasă în concediu după ce se va naște fetița, voi sta acasă, evident că nu o să mai am trăcăreli zilnice și probabil nici vloguri zilnice. Și atunci... Hai să dăm și noi ăștia semn. Să fie pregătiți. De fapt, cam toți merg cu 50, probabil sunt pregătiți de alții. Așa, am terminat și cu mulțumirile astea, v-am spus și de căciuli. De întrebări de pe zi, de pe live, am încercat să răspund la cât mai multe. Am văzut că după ce am oprit live au mai apărut ceva întrebări. Cred că o să mai fac o sesiune de asta de live, pentru că am văzut că cel puțin pentru mine a avut destul de mult succes. Doar că puțin mă deranjează multitudinea de întrebări prostești care cumva nu și-au rostul, dar pe de-o parte le și înțeleg, pentru că mulți dintre urmăritori sunt puști și copii destul de cu o vârstă destul de mică și evident că pun tot felul de întrebări relativ prostești. Și atunci o să încerc să le evit și să răspund doar întrebărilor care consider că sunt cu adevărat interesante și de real interes pentru toată lumea. O să vedem. Cred eu că săptămâna viitoare sigur nu voi face, dar în perioada următoare cu siguranță. Cu siguranță voi face. Ce? Mai vreau să vă spun ceva, dar nu mai știu ce. O să vă zic mai târziu, probabil când intrăm în Scoția, ca să mai și filmăm câte ceva interesant. Așa că să nu plecați, vlogul continuă. Băi, mai avem o oră jumătate. Să sperăm că nu o să am nevoie de încă o pauză. Normal aș mai avea în momentul de față vreo 4-5 minute la dispoziție cât să bag la rampă, ceea ce e mega suficient. Cu toate că mai putem face o pauză de 30 de minute și tot o să ajungem la timp. O să vedem. Dacă e, poate mă opresc și mai fac acolo pe stradă o pauză. Băi, vreau să vă zic, virgulă că telefonul meu S8 va ajunge la vânzare, pentru că tocmai am primit mail, S9 e gata pentru precomandă și vreau să-mi iau S9, pentru că are cea mai tare cameră disponibilă pe un telefon în momentul de față. Și evident, cum eu sunt bolnav după făcut poze și cu astea, chiar vreau să-l încerc. Așadar,
S8-ul meu intră la vânzare, probabil o să postez și pe contul meu personal de Facebook. Telefonul a fost cumpărat nou în aprilie sau când a apărut anul trecut, tot prin precomandă, deci printre primele telefoane vândute. Nu am absolut niciun fel de problemă cu el, nu are nici măcar un punctișor pe el, o zgârietură sau orice altceva. Nu vi-l pot arăta acum pentru că ar însemna să mă filmez când stau cu telefonul în mână. Am toată cutia cu tot ce convine el complet, căștile, încărcătorul, cablu, evident. După cum știți, are USB-C care se încarcă foarte repede. Nu știu, nu am absolut niciun fel de problemă, telefonul nu are lag în gândire, nu are nimic. Deci este impecabil. Este varianta pe negru de 64 parcă de gigabytes. Și prețul ar fi de 400 de lire. Banii ăștia se poate, deci prețul este fix, nu negociez nici măcar o liră. Vi-l pot trimite și în România dacă este cineva interesat. Telefonul se poate trimite și în România. Evident va ajunge probabil ceva mai greu, dar în principiu aș vrea să-l vând aici în Anglia și na, dacă se poate și cu predare personală ca să nu existe probleme. Te bagi, boss? Mă urc greu, frate, că sunt încărcat. Așa. Deci, ca să știți, telefonul este de vânzare. Singura problemă, ca să-i spunem așa, telefonul va fi disponibil pentru livrare după data de 9 martie. Pentru că atunci au preconizat cei de la Samsung că va ajunge telefonul la mine, 8-9 martie. Țin minte că am trecut tot așa, am luat cu precomandă și a ajuns fix în ziua în care au spus ea, adică gen 8, nu mai știu, nu 8. Parcă 27 aprilie, ceva de genul ăsta, nu mai știu exact când. Nici mai știu când a apărut, parcă în aprilie a apărut, habar n-am. Oricum, telefonul Vans este impecabil, 400 de lire, cine vrea mă poate contacta pe pagina Tracker Web, pe contul personal, pe YouTube, pe Instagram, unde vreți, mă puteți contacta. Telefonul stă în husă, și pe față și pe spate. Cred că cam după o săptămână am luat husa, pentru că la început, știți cum e, mai greu cu husele, pentru că nu prea există pe piață. Vai, nu are niciun fel de zgârietură, totul merge perfect. Detaliile le știți despre telefon, nu are rost să stau să vi le înșir, se pot găsi foarte ușor pe internet. Așa că dacă vreți un telefon bun și zic eu ieftin, puteți să apelați cu încredere. Doar că v-am zis, livrarea se va face după data de 8-9, când îmi va ajunge mie zi S9-ul acasă și o să pot să fac schimbul de telefoane. Asta vreau să vă mai zic. Băi, pe aici văd că ba fulguie, ba se oprește, iar fulguie, iar se oprește. Bă, că nu e așa, mă așteptam să fie zăpadă pe aici deja, dar văd că nu e. A venit valul ăsta de frig și din soare, văd că a venit cam din sud și o să urce către nordul Angliei. Ne mai vedem! Stau să fac și o pauză, pentru că oricum era cineva acolo la rampă. Și acum trebuie să băgăm și noi la rampa 27.
Păi, vreau să vă zic că tocmai am făcut și precomanda la S9, așa că în curând va apărea pe contul meu de Facebook anunțul de vânzare pentru S8. Detaliile vi le-am spus mai devreme în video. De-abia aștept să-l primesc pe S9. Mi-a luat tot S9 normal. Mie nu-mi plac telefoane foarte mari, așa că nu-mi plac edițiile astea Plus sau... Da, Plus se numește. Mie nu-mi place. Peach, spre exemplu, are 8 Plus. Ăla zi, iPhone, e fan iPhone. Mie nu-mi place, v-am mai spus de ce nu-mi place. N-are rost să mă repet. Dar nu-mi place, spre exemplu, ăsta Plus S8 sau S9 Plus. Chiar nu mă atrage. O bag un șod în prima. Nu prea m-am dus eu bine. Exact ce spuneam, m-am dus ca un cur, cum fac de obicei. Băi, oricum nu pot să deschid ușile până la 2, pentru că ăștia sunt în pauză acum. Stai așa să dau și eu mai acate. M-a rămas, ba a nins, ba e soare aici, am venit numai așa, din soare și soare. Na, că și rimează, din soare și soare. Asta e. O las așa, am și o să deschid ușile. Am. Da, fraților, peloponezi, ne vedem după ce descarc și să vedem încotro plecăm. De aici așa. Până atunci, mai stați un pic, că oricum apare imediat. La mine trece timpul greu, la voi trece repede. Băi, am plecat de la ăștia. Am stat 2 ore și un pic, 2 ore și 10, ceva de genul ăsta. Merge și încărcăm de la Scotty Selfish, de la Bellshill. Să sperăm că avem timp și să sperăm că încărcăm doar de la ei și nu ne trimis și la Uddingston. Mă ia capul cu aia. Deci cu aia cred că nu există zi să-mi zic că du-te la Uddingston. La aia cred că poți să am și 12 ore la dispoziție, că tot mă ia capul cu ei. Tot mă ia capul, fraților, cu ei. Tot mă ia capul. Mamă, sper mâine să nu am iar spre Scoția, pe partea asta. Că la ce se anunță, la ce vreme se anunță, n-aș vrea să rămân pe aici înzăpezit. Oricum am emoții și acum când mă duce spre casă, tot mă gândesc să nu fie, să nu înceapă ninsoarea tare, tare. Cu toate că nu prea sunt așa în ori, dar și aici culmea, aici e mai cald decât era acasă. Acasă erau 1 grad, 0, 1, deci mai așa o ținea. Și aici sunt 4, au fost și vreo 5 când a fost soarele. Ia să văd, am și o loc printre ăștia, să nu mă sui pe bordura aia. Care mai mă cauți, frate, că nu pot să-ți răspund. Uite, stadionul Falkirk. Cred că v-am mai spus o dată de el, nu? Am avut la pariuri, nu mai știu când am avut, cred că acum vreo 2 săptămâni. Împotriva lor și am câștigat, i-a bătut aia. Bine, am câștigat un meci, nu biletul, că bileta mai luat muie. Am luat-o în gură și weekendul ăsta. M-au scos o grămadă meciuri. Meciuri ușoare și și-a bătut pula de mine. Am prins niște cote la live 4, 3 și ceva și alea și m-a scutat cote de 1.60, 1.66, m-a luat capul. M-a luat capul original. Băi, mergem acolo la Scotty Selfish, ăla e locul unde am lovit atunci în Tomberon. Mergem acolo, ajungem cred că tot pe lumină. Cât la 4 ajungem, e perfect. Poate încărcăm și noi repede și îi dăm bătaie spre căsică. Spre căsică, spre căsică. Au, au, au. Am început așa în forță. E bine că fac și eu 600 de kilometri. Bag și eu 10 liruțe la
la pașcoliță. Așa că, dragii mei, haideți cu mine. Bă, să moară ăsta, că nu trec ăștia în sensul giratoriu să mă cac în ele de mașina, că nici că s-a rupt țeava de mașină, mai în sensul ăsta vin toate. Nu trec ăștia de niciun fel, să moară măsa. Haide, boss. Au uitați copiii de la școală. Sunt 3 grade afară, uite-te și cum sunt dezbrăcați. Ăștia nu le mai mâne ne frig. Și eu, și eu după ăsta cu duba. Haide, boss. Și eu. Unde suim pe ăștia? Haide, boss, că trebuie să încarc să fug repede acasă, boss. Boss, boss, boss. Stai, boss, acolo, că... Stai bine unde stai. Ok, stai așa să dăm... Mamă, ce rău e să... Să stai contra inerției. Ce rău e. Mamă, sper să nu fiu ăia de la... NFT să încarce. Dacă sunt ăia, ăia vin câte 2-3 mașini odată. Bine că ăștia încarcă relativ repede așa, dar... Aș prefera să mă încarce și pe mine, să plec acasă. Oricum, cred că trebuie să mai fac o pauză pe drum. Yo, 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 yo. Opa, opa, Penelopa, opa. Bă, frate, dar unde-i mă școala asta? Ia uite, mi s-a aprins ăsta. De ce s-a aprins ăsta? S-a oprit ăsta. Nu știu unde e școala de sunt copii ăștia pe aici. O fi pe aici, prin zona. Unde dracu? Școala în zona industrială. Ha? Cum o fi asta? Care strada o nu? Cu asta. Hai la alta. Acilișa. Hai, boss, ieși! E la mintea cocoșului că o să ieși, nebuna pământului. S-ar putea să nu fie un vagon parcat pe aici? Cred că ce mai prostie de firmă ăștia dau aici. Cu închirierile lor, sau ce dracu au aici. Uite-și tu, frate. Cum să nu mă sui eu pe bordura asta? Îmi spune și mie cineva cum aș putea să nu mă sui pe bordură? În moment ce vagonul meu se întoarce de cur, și poate să-l agațe pe ăla imediat? Hmm? Cine spune și mie cum intru eu aici fără să mă sui pe bordură? Băga-mi aici mâna în sân la ouă. I-am omorit ăștia curtea sau tot așa trebuie să băgăm? Bă, am noroc, nu e nimeni. Tot așa trebuie să băgăm, noi aici încolo, dăm cu spatele, venim aici. Dăm înapoi la rampă. Mai durează până termină ăștia aici. Dar să vezi, beleacă, cred că nu se extind ăștia, cred că ăia se extind. Cred că ăștia cu deșeurile de lemn. Uite, fute mașinile de tomberon, că mereu mi-aduc aminte de el. Deci când îl văd, am vise cu el. Am vise cu el, tata. Stai așa, să punem și noi asta, asta ca căciula. Așa. Să dăm cu spătul cu. A început să și ningă. Bine, ninge așa, în draci. Gen... 3 fulgi, mai dă soarele, iar mai ninge. Bă, dar știți ce prost s-a pus la cu mașina mică acolo? N-aveți idee. Ia stai, poate mă sui iar pe tomberonul ăstora. A, uite, mă duceam cu acum cu spatele, cu capul tractor în el. Cămași pe locul lor. Așa, și acum uite cât de urât e, că se întoarce vagonul și se poate întoarce așa și să dea în ăsta, în căcatul lor de tomberon. Te mașinel.
te sui pe borduri, te sui pe toate alea. E bolnav cu boalile. Uite și unde s-a parcat ăsta. Bagă la rampă, frate. Stai să vezi acum chinuială. Hai, ca să începem așa, cu înjurături, frumos. Cum îmi place mie, elegant. Elegant. Elegant, pasionat. Dărâmăm vreun gard, ceva? Oricum așa dau, știți, nu? Până da, chiar dacă dau un gard. Și uite, aproape de gard sunt. Păi da. A, uite, milimetric. Sau chiar dau un gard. Deja el e lipit de gard. Futu-s gardul, mătii. Bă, dar... Nu știu, frate, de ce nu gândesc ei. Nu știu. Lor, probabil, pe foaie... Geometria le dă că aici intri ușor. Intri o pulă. Intri fix o pulă. Asta e cam ăla acolo, tomberonul. Să nu mă sui pe el. Tu zmorții, mătii, cu mașina, mătii, și cu gardul, mătii. A, am loc căcălău. Am loc căcălău. Căcălău, măria ta. Ești pula în el. Uite, nu pot să o întorc, că n-am un, uite, e gard. Nu-l dracu pe tomberon. Uite tomberonul. Uite tomberonul, nu e tomberonul. Toți morți, măte. Uf. Nu se putea vlog fără înjurături, n-ai să vede așa ceva la Adrian Cătălin. N-ai să vezi frate. N-ai să vezi frate. Așa să mergem să deschidem alea caușilii. Alea caușilii. Ca ușilii. Ai, mi-a dă ușa. Ce vă certați, mă? Ce vă certați, mă, nebunilor? Mamă, ce frig e în vagon. Am avut marfă congelată și acum încărcăm marfă fresh la 0 grade. O să pornim frigiderul după ce încărcăm. Ai nevas. Bă, frate, aici e așa de îngustă căcata asta de rampă. Adică bării de-aia sunt înguste, rău de tot. Îți lasă și un pic de spațiu de manevră. Uite așa. Gata, boss. Mergem să ducem cheile și după aia acasă. Gata, fraților, am terminat și încărcarea asta și la ăștia fix cât trebuia. 45 de minute. Stai acolo, boss, nu pleca. Stai acolo, boss. Bă, dar ce încărcăm ăștia așa greu? Parcă înainte nu era așa greu. Și adevărul că e pentru prima oară când văd niște paleți foarte înalți și așa de obicei nu iau așa înalți.
e secret, plecăm acasă pe lumină din Scoție. Este incredibil. A, bine că am mutat aia vagonul de aici. Bine că le-a trecut în cap. Ca să nu mai mă sui și eu pe borduc și așa, am număr impar de paleți. Și ultimul, bineînțeles, că e singur pus acolo, n-am nici bară, n-am nimic, n-au pus și ea un palet așa ca să-l țină. I-am întrebat acum dacă au și ei vreun palet și a zis că n-au. Bă, să ies eu pe aici sau pe... Bă, mai bine ies pe partea asta. Stai așa, pentru că am decât un singur sens girator, pe partea aia trebuie să fac două sensuri giratorii și mai ia cap. Aici ies imediat. Aici e strada pe unde sunt noi, vagoanele. Știți? Mă, câta canalul am luat. Ups. Ups. I did it again. La 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 la. La 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 la. Eu sunt Britney Spears. Au. Bă, frate, am văzut astăzi că iar în Liverpool spectacol de stand-up cu Micuțu, frate. Și na, e pe 16 martie și na, probabil atunci trebuia o să se nască fetița, trebuie să stau acasă. Și chiar erau ultimele bilete, am văzut că le puseseră în vânzare. Am postat și Micuțul, urmărești pe el pe Instagram. Și tocmai postase, dar asta e altă dată. Next time. Chiar vreau să-l văd pe Micuțul. Stai boss acolo, danke. Danke, schalke, bange. Se vede că ești BMW, dai prioritate. Danke, danke. Nici nu știu ce să fac, să mai mă opresc până acasă, să mai mă opresc. Parcă aș mânca așa ceva dulce. Nici nu știu. Nici nu știu, nici nu știu. O să văd eu dacă... Nu, să nu spui că e coada până aici, că nebunesc. Dă tempul la mea. Cum coai să fie coada până aici? N-am prins în viața mea coada până aici. Mamă, e ora de e 5, dar adevărul că nu prea am plecat la orele astea de prin Anglia, de prin Anglia, doamne, de prin Scoția. Vai de capul meu. Cred că fac vreo 10 minute până jos la semafor. E un singur semafor cu un semn giratoriu aici în față și mă bagă direct pe M73, pe M74, care merge până acasă. M74, M6, A66, A1, home. Home, home. Băi, dragilor, cam asta a fost activitatea mea pe ziua de astăzi. Trebuie să recunosc că a fost frecție la picior de lemn. Mergem și noi acasă și să vedem ce ne rezervă pentru mâine. Bineînțeles că ăștia m-au sunat mâine să încep la 8 și zic că îmi dau Daventry în zona Leicester. Dar știți foarte bine că nu se respectă chestia asta. V-am mai spus, eu mai m-am sunat eu dată și mi-a zis că îmi nu știu ce și mi-a dat-o la cioc. Așa mă aștept și mâine. Bine, mâine doar vreau să nu-mi dea Scoția, asta clar. Deci în niciun caz să nu văd Scoția. Sau spre nord, mai bine spre sud, pentru că mai mult trafic. Să mai pierde timp în trafic, așa în nord nu e trafic, ninge rău pe aici. Nu știu dacă se vede pe cameră ce fel, se vede Glasgow în partea aia. Vede foarte mișto. Bă, dar am prins o mână pe coadă. Așa, dragilor, nu uitați, în descriere găsiți link pentru tricou, șapcă și cană. Intrați acolo, pac pe letricou.ro. Sunt făcute în România, vă vin în România. Costul nu cred că e așa mare sau habar n-am, nu știu, adică nu pot să decid eu dacă e mare pentru voi sau nu, cum majoritatea probabil sunteți copii care așteptați bani de la părinți, probabil să fie mare. Dacă vreți un S8 de 64 GB, știți unde să mă găsiți, pe Facebook, pe YouTube, pe Instagram, unde vreți. Încă nu este vândut, am vorbit doar cu doi băieți, încă nu sunt sigur dacă îl vor sau nu. Când e cineva sigur, îmi poate trimite 100 de lire ca depozit, să fiu sigur că îl ia.
Și după data de 8, când îmi ajunge S9 sau 9, depinde, 8 sau 9, după ce ajunge telefonul cel nou și pot să le folosesc, îl pot trimite, telefonul este impecabil, mai fac și o reclamă aici, că n-a, știi cum e. Dacă ajunge la mai multă lume de aici, de ce să nu încerc? Așa că, dragilor, haideți acasă, dacă mai intervine ceva extra, special, cine știe ce, revenim. Dacă nu, ne vedem direct în firmă. Ăsta m-a lăsat să ies. BMW Rakis 381D, motorizare de sărac. Glumim, băi frate, fiecare și-a ce vrea până la urmă. Motorizare de sărac sau de sărac, fiecare și-a fix ce vrea. Mai glumim și noi. Haideți acasă. Peloponezi, este 9 și aproape jumătate și am terminat cursa de Scoția. În drum spre casă am mai făcut o încărcare aici aproape lângă firmă, pe A1, doar am ieșit și am intrat după aia înapoi, am încărcat 2 paleți. Așa, aici am încărcat 2 paleți. Treaba ușoară, am făcut și 30 ore jumătate. Cumva deja îmi făceam planul să trag de timp. Pentru că ajungeam cam pe la 12 ore și ceva în firmă. Mă gândeam, bă, cum să fac eu 12 ore din Scoția până acasă? Hai că mai trag de timp, am oprit, mi-am luat ceva de rânțăit. Am mișcat repede, băi, este un frig. Maica mea, mamă, nu știu, aici frigul ăsta, chiar dacă nu sunt multe grade minus, nu știu, probabil de la umezeală, se simte și mai accentuat. De fapt, stai că nu e umezeală, am mai uscat. Nu știu cum vine asta. În fine, o să întreb pe Romica Jurcă, sau pe Busu. Mama, am stat să alimentez și am lăsat mașina, evident, oprită. S-a făcut un cancer aici și acum la drum la Sirocco, frate. Ca să vă dați seama cât este de frig. Băi, închinii și noi la 21.30. Băi, vreau să vă zic că am făcut 711 km. Deci avem 10 lire la cont. Mamă, și am făcut 8 ore 55 de condus. Deci vă dați seama ce medie bună am avut. 5, 6, 7, 8. Așa. Băi, lăsăm actele aici că noi ducem dincolo. Acum nu mai lăsăm actele pe sus, le lăsăm la poarta aia, la bariera aia nou făcută. Am creștia bunurile astea. Băi, 21.30. 13 ore 30. Am condus 8 ore 55 și am făcut 711 km. O gălăgie de kilometri, o medie foarte bună, frate. Am zis pe timpul zilei, foarte bună. Băi, ăsta a fost vlogul de astăzi. Nu mai știu ce să vă zic. Ce să vă zic. Mă tot gândesc ce să vă zic. Nu uitați, în descriere, de acum încolo veți găsi link-ul către Le Tricot, de unde vă puteți cumpăra tricou, șapcă și cană, momentan, vor mai urma produse.
USS se livrează doar în România, se ocupă Letrico de absolut tot, deci dacă aveți întrebări și astea, încercați să nu mă întrebați pe mine, pentru că nu știu ce să vă răspund. Întrebați pe ei. Altceva? Ce să vă zic? Nu știu. Trebuie să comand și eu, doar să văd cine mi le trimite și mie aici. Să vorbesc cu mama, probabil, să mi le trimită. Așa că, dragii mei, frați peloponezi, ne vedem mâine la altă truchereală. De mâine începe codul galben, portocaliu din Nisoare și vreme rea, nu neapărat Nisoare, dar vreme rea. Așa că să sperăm că totul va fi bine. Cum zicea vorba cântecului lui Haikyuu, totul va fi bine. Gata, dragii mei, ne vedem mâine. Asta a fost tot. Ceau, pa!